Salutare tuturor! Bine v-am găsit! Am revenit cu un scurt videoclip referitor la cătină. Soțul meu a fost în pădure, mi-a adus câteva crenguțe de cătină. Eu acum le voi pregăti, le voi spăla, voi avea grijă să curăț cu atenție bobiță cu bobiță, ca să nu le strivesc. Și vreau să fac așa un amestec cu miere. Am făcut și în anii trecuți, pentru întărirea sistemului imunitar, pentru noi și pentru copil. Acest amestec este ideal, este un super aliment, natural. De asemenea, cătina o mai conserv și în congelator, așa, pur și simplu bobițe, sau dacă nu, suc de cătină. Sucul de cătină îl fac cu storcătorul de roșii. Pulpa care îmi rămâne, bineînțeles că nu o arunc, pulpa uscată o folosesc la ceaiuri. Despre cătină, deja toată lumea știe că este bogată în vitamina C, nu mai menționez și eu acest lucru. Pentru cei care nu au încercat încă cătina sau poate că n-au încercat combinația de miere și cătină, să știți că este foarte bună. Până și copilul o ia fără probleme, deci nu este neplăcută la gust, ca să zic așa. Cam atât, dragilor, pentru ziua de astăzi. Eu vă mulțumesc mult pentru atenție. Sper că v-a fost de folos informațiile. Vă mai aștept și la următoarele videoclipuri. Vă doresc multă, multă sănătate vouă și mai ales copilașilor voștri. La revedere!